Invitata mea este Maria Dragomiroiu, alături de soțul său, care sunt într-o perioadă mai dificilă. Sunt în doliu, socrul ei și tatălui Bebe Mihu s-a stins din viață în urmă cu 3 săptămâni. Cei doi sunt împăcați totuși la gândul că răducul al lor, așa cum îi spuneau ei bătrânului, s-a dus lin ca în somn și că ei practic au apucat să și-a rămas bun. Cred că asta i-a ușurat foarte tare. Ne povestește mai multe Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu, care sunt astăzi alături de noi. Sărut, Luna! Bună ziua! Da. Bine v-am găsit! Nici nu știu, spunem condoleanțe. Merci. Și în același timp, haideți să luăm un loc. Da. Important e că sunteți puternici și că puteți să treceți peste aceste momente extrem de dificile. Trebuie și să fim puternici. Aș vrea să transmit condoleanțe, de exemplu, și doamnei Mioara Velicu, fratele ei. A vorbit acum cu da, ea. L-a pierdut pe fratele ei. Da, alaltă ieri. Exact. Condoleanțe și pentru mama Mioara. Din toată inima, Mioara. Mioara Velicu, o femeie fabuloasă și trece prin aceste momente incredibile. Sâmbătă a fost cu Andra la concertul la Berărie, a plecat la Galați, am vorbit la câteva ore și era la Galați că fratele ei e bolnav în spital. Da. Și ieri sau alaltă ieri l-a și pierdut, adică e înfiorător. Cum e viața, de fapt, nu? Așa este viața, face parte din viață și moartea. Este această trecere dumneavoastră, pe care nu o putem accepta. Asta spuneam, că acum 3 săptămâni l-ați pierdut pe tatăl dumneavoastră. Da. De a fost pentru mine un lucru, mă așteptam pe undeva, mi-era teamă că eu doar ce m-am întors din America. 85 de ani, nu? 85, făceam în iulie. Și chiar când s-a destăinuit la preot, a spus și că singura mea dorință e să vină și copilul din America să-l văd. Și mai bine că la 5 zile după ce am venit s-a prăpădit. Dar de fapt Bebe a ajuns pe 8. Da, pe 8 martie am ajuns. Bebe a ajuns din America. El intra în curte, eu ieșeam din curte, că așa e la artiști. Eu ieșeam, plecam să cânt la un cămin pentru bătrânii de 8 martie și doar ne-am salutat, am fost, am cântat și când am revenit, l-am luat pe Bebe și am plecat la Peșteana pentru că ne aștepta Radu, ne aștepta pe amândoi și eu atât vreau să spun, restul să spună el. Pentru mine a fost o emoție extraordinară, am avut o relație foarte frumoasă. Un om blând și la locul lui, care nu s-a băgat niciodată și tot ceea ce am făcut noi era aprobat. Bine, tăticule, e bine, tată, faceți cum știți voi, dar nu mai munciți mai puțin. Tot timpul spun, nu mai munci, tată, că ești prea obosită. Și lui la fel, mai sta și voi pe acasă, că ajunge cât ați muncit, dar știi cum este omul. Și când am ajuns acolo, am simțit că și a rămas bun de la mine. Și așa a și făcut, de fapt. Pentru că eu am ajuns amândoi acolo și am stat doar o zi și jumătate și după aceea plecăm. Și noi plecam. Eu aveam treabă, trebuia să merg în Turcia. Și când să plec pe ușă, m-a chemat lângă pat și mi-a spus, tată, dacă ți-am greșit cu ceva în viața mea, te rog să mă ierți. Și așa de mult m-a emoționat lucrul acesta, i-am luat mâna și am pupat-o și l-am îngâiat și zic, nu, ai fost un om bun și îți mulțumesc pentru asta. Deci el știa ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat atunci, eu am plecat cu Bebe la București, eu am plecat în Turcia, iar Bebe s-a întors pentru că trebuia să facă, a făcut rost de medicamente de morfină de la Craiova, s-a dus, așa este Bebe? Da. S-a dus acolo și a mai stat cât? Da, mai nu, stat cu el o zi? Am venit de la Craiova cu morfina așa. Și seara urma să-i fac prima morfină, dar nu, n-am mai apucat. Deci, eu cred că n-a mai vrut Bebe, pentru că și-a scos singur, avea oxigen și l-a scos, nu-i așa? Așa a spus Istina. Da. Că și-a scos oxigenul și încet, încet saturația a început să scadă până s-a dus sufletul de tot. Deci, așa cum s-a împăcat cu lumea. S-a împăcat cu tot, că l-a văzut cu el. Aici fotografiile pe care le aveți. Asta a fost chiar la ziua mea, a venit în decembrie pe 16. Da. Și asta cu 4 zile înainte. Ei, am fost noi la țară, când am tăiat porcul. Da. Da. Și era... S-a dus el lângă mama. Ce să facem? Asta e problema. Viața, n-avem ce. Dar problema ce face, cea mai importantă, și el a recunoscut-o, și a recunoscut, tată, mi-am făcut-o cu mâna mea. În ce sens?
că a fumat. Nu s-a putut lăsa de fumat. Fuma mult de tot. Fuma mult, mult. Și totul a plecat de la, da, plămân. De la plămân. Așa că, dragilor, fumatul este un viciu de care... Și el mă fericea pe mine că la 50 de ani am spus stop țigărilor și... Și a avut curaj și putere. Da. Da. Păi a fumat și cu două zile înainte. Deci două nu s-a zile înainte a fumat. Nu s-a putut lăsa. Da. Și s-a bucurat pentru bebe care a reușit să se lasă la 50 de ani. Și dumneavoastră a fumat mult? Eu le mâncam. Da, le mâncam. Țigările... Da, cum... Și-a dat un, câțiva ani în plus la, vieții, pentru că... În 1997... Da, v-ați lăsat ușor? Eram în turneu cu Demrădulescu. Da, exact. În Germania și mai aveam două țigări în pachet. Și am zis, se apropia ziua mea și eu le-am promis la toți invitații că la 50 de ani mă las de fumat. Și atunci, cu o lună ceva înainte, am zis, gata, nu le mai au. Toate țigările care le aveam le-am dat la niște prieteni de acolo și n-am mai fumat din clipa aia. Visam noaptea, duceam mâna la gură ca și cum fumam, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-am lăsat. Și m-am lăsat. Maria Dragomiroiu, practic... Da. Și-a dat o șansă asta... la viață, deci categoric. Da. Exact, v-a crescut numărul de ani. Asta așa și eu mă bucur, pentru că a făcut asta și pentru noi. Nu ați fumat niciodată? Nu. Când eram mici, eram copii la țară, ca toți copiii la țară, fumam ce? Fratele meu, cel mare, Iustin, învăța, lua mătase de porumb și puneam în ziar. Să scoată fum. Da, să fum. Deci asta, să știți că am făcut. Da. Copiii, până nu treci până ele, nu înțelegi de la nimeni. Asta este, dar atâta. Dar restul, pe cât am cântat eu prin toate barurile și restaurantele... Nu și mai trebuia unde... să fumeze, deci că inhala. Deci nu trebuia, că eu oricum fumam indirect mai mult decât fumătorii. Și eu dimineața, pur și simplu, când cântam în restaurant, nu puteam să vorbesc, să răspund la telefon din cauza fumului. Așa că, dragilor, nu mai fumați. Încercați și lăsați-vă de acest viciu care va duce mult mai rău. Dumnezeu, bebe și-a pierdut mama în urmă cu 10 ani. Da. Și cu dumneavoastră ați avut așa o relație extraordinară. A fost cea mai bună și haioasă soacră. Deci nu puteai, în preajma dânsei, spunea numai bancuri, făcea numai giumușlucuri, mai ales cu copii, cu Mircea și Ileana. Ce făcea Bine, Dumnezeu au fost buni ambii, pentru că maica mea de la Gor s-a mutat la noi în București. Ea din 1990 până în 2000 au stat cu copii, pentru că noi eram numai plecați și a stat. Noi ușor nu era nici de taică meu, nici de dânsa, da? Știți ce vreau să vă întreb? Dumneavoastră, doamna Maria Dragomiroiu, puteți să ne spuneți cel mai bine ce a luat domnul Bebe Mihu, soțul dumneavoastră, de la tata și ce a luat Bebe Mihu, soțul dumneavoastră, de la mama? Deci, de la mama a luat partea cea mai frumoasă, că este haios, că este, adică, el ca și impresar, că deschid discuția așa mai largă, îl iubesc toți artiștii pentru că el, în momentul când se urcă ori în mașină, ori în avion, el face niște glume extraordinare, așa cum făcea soacra mea. Soacra mea a fost o femeie extraordinară. Da, petrecerii, omul care e mereu în atenție și face pe celălalt. Trebuie să faci ca să nu simți dorul ăla de casă și că ești departe și că ești plecat și trece timpul mult mai ușor. Așa. Iar de la Radu, ce-ai luat, bebe? Zi tu. Nu, spune tu. Încăpățâneara. E încăpățânat, așa. Vrea să fie tot. Dar fiind săgetător, asta a fost norocul lui, că fiind săgetător, totuși, atunci zicea ca el, dar după aceea recunoștea, uite, hai că n-a fost bine. Și este un lucru extraordinar, când, mai ales un bărbat, când recunoaște că greșește, toți greșim, dar când recunoaște un bărbat, înseamnă că este ceva nemaipomenit și de asta îl iubesc. Și trebuie să recunoașteți, Nea Bebe, că ați avut noroc că ați întâlnit-o pe doamna Maria Dragomiroiu. Mare noroc. Ai spus de așa mare multe noroc. Ori. Da. Nu, am avut amândoi noroc unul cu altul. Doamne ajută, dar ce să facem? Sunt probleme ale vieții, sunt pentru fiecare, știi? Dar când doi merg în aceeași direcție și gândesc cât de cât la fel sau lasă unul de la altul, le rezolvă mai ușor pe toate, oricât ar fi de grele. Când mai plecați în America? Deja a început să-și facă stă la birou și nu mai scrie. Litoralul pregătesc deja, că o să începem în iunie, iulie, august vom fi la mare și deja am trei trupe pentru toamnă cu
Vlăduța, care trebuie să reiau turneul bine, care l-am... Dar trebuie să meargă și Andra, da, va fi, așa? Va fi no, în America. Da, după aceea am pe Oana Radu, prietenii mei, Vali Vigelie, Jean de la Craiova, că n-au fost de mult și atâția și aveți, atâția. Deci asta îmi place, ne-a da. Planurile și pentru da. Toamnă, și pentru la anul, da, și da, pentru da, tot. Da, da. Și asta, asta te, este da. Foarte bine. Priză, mereu. Întotdeauna am spus, ce bine este să nu te lași, a, gata, am ieșit la pensie, nu mai te ajunge, am muncit atâta toată viața. Nu. Tot timpul să visezi, să faci ceva, asta înseamnă tinerețe. Nu, este, dar e asta și treaba, că știi bine. Cum e, Europa e mult mai aproape. Dar majoritatea care merg cu mine pentru America, știți cum, noi vedem și fața nevăzută a Americii și plus de aceea și pentru românii care sunt plecați de atâta timp și n-au posibilitatea ca cei din Italia, Spania, Germania să vină de Paște, de Crăciun. Foarte greu pentru ei, că au avut 2 ani când au avut interzis de a veni în România. Și avem foarte mulți prieteni și mergem. De exemplu, acum ultima dată nu mai să întrebați pe Enceanu și pe Enache și doamna Mioara Velicu, ce vacanțe le-am făcut? Chiar ce vacanțe le-am făcut? Așa că eu mai râd de. Și cu băieții la 300, știi ce le-am zis? Zic, bravo, v-am făcut vacanță pe banii mei. Oameni buni, da. Bebe Mihu da. Și Maria da. Dragomiroiu. De data asta o să ne cânte Bebe Mihu astăzi. E ce da. Ne cântați ne-a Bebe? Da, da. Nu, cântă ea un cântec mai este de... Este un cântec trist, dar poate da. Să fie... Eu îl consider ca și eu, așa, un pic din viața mea. Eu am trecut prin ele, că nu se poate să ai un cântec, să creezi un cântec, pentru că l-am creat în această pandemie, fără să treci prin filtrul sufletului tău ca artist. Am gustat amarul vieții. Dar e premieră. Este premieră, că eu vin la tine mai cu premiere da. Și pentru că nu știu dacă ne mai vedem, nu avem cum să ne mai vedem până la Paște, Paște luminat. De acum vă dăți la toți, oriunde ați trăit pe acest pământ și să fiți alături de familie. Acolo este lumina, acolo este iubirea. Ce frumos! Maria Dragomiroiu, oameni buni, așa când Costa e în premieră, îi mulțumim mult de tot că a venit astăzi alături de noi. Nea Bebe, vă mulțumim mult de tot să stăm aici amândoi, da, da. Mai povestim de America, mai povestim de... Povestim, da. Exact, Statuia Eu Libertății, de tot. Aștept. Nea Bebe! Cântă doamna muzicii da. Populare, vă rog frumos! Da! Amarul vieții, am muncit noapte și zi, măi. Știu ce înseamnă sărăcia, să n-ai pâine la copii, măi. Să am liniște în viață, am muncit și-am tras din greu, măi. Că-mi doream ca fiecare să am și eu rostul meu. Iar dacă necazul lovituri mi-a dat, mi-am păstrat obrazul alb și nepătat. Mi-am păstrat cuvântul care mi l-am dat și cum bate vântul nu m-am aplecat. Sărăcia, dar să ai suflet curat, măi. Eu mi-am păstrat omenia pe oriunde am umblat, măi. Pe unde am mers în viață, adevărul eu l-am spus, măi. Am privit omul în față, că n-aveam nimic de a necazul lovituri mi-a dat, mi-am păstrat obrazul alb și nepătat, mi-am păstrat cuvântul.
care mi l-am dat. Și cum bate vântul, nu m-am aplecat. Dumnezeu mi-a dat norocul să nu am prea mulți dușmani, măi. Să am cară de prieteni, să am și o brumă de bani, măi. Dumnezeu mi-a dat norocul să am copii și nepoți, măi. Să-i știu în preajma mea și să mă bucur de toți. Iar dacă necazul lovituri mi-a dat, mi-am păstrat obrazul alb și nepătat. Mi-am păstrat cuvântul care mi l-am dat. Și cum bate vântul, nu m-am aplecat. De tot, Nea Bebe, mulțumim mult de tot, sănătate multă și sărut mâna, să aveți exact, cum spuneați dumneavoastră, Paște cu liniște. Să te bucuri de copii, de familia ta frumoasă, să fie pace și liniște pe pământ, să înceteze războiul odată. Doamne ajută! Acest vă mulțumim mult de tot!